Haideți să fie și cu bonjur. Suntem pe punctul de a porni 4x4, dar nu înainte să fac și un pic de reclamă, cum fac toți vlogării ăștia celebri, cum să... De fapt, sunt și eu un pic celebru. Deci cumpărați Sunmark, foarte bun, și la preț de 2 lei. Bun, aici eu am, cât de cât am curățat, că e praf, asta e partea de jos a filtrului de aer, vedeți, filtrul e nou. De-aia vă spuneam, în momentul când faceți o revizie, schimbați și filtrul de ulei, spălați baia de ulei când schimbați un turbo. Sunmark e Sunmark. M-au contactat, de fapt, ca să le fac reclamă. Haideți să vă spun ce se întâmplă cu produsul ăsta. E foarte ieftin și foarte bun, vedeți? Deci ia toate impuritățile, îl las să-l suce un pic, îl... Vedeți? Bine, pe filtrul nu dau, de fapt e și în țiplă. În schimb, dau și pe capacul de la, zic eu, de la filtrul de aer, capacul. Vedeți, aici am pus special un scotch, că e un fel de contactor, să nu intre totuși umiditate, dacă intră un pic, să-l lăsați să se evaporeze, știu ce. Cu ce am tăiat acest scotch? Cu acest cuțit personalizat, care vedeți clar că scrie Lorenzo, da? Deci nu e nicio vrăjeală. Cu asta am tăiat scociul acesta. Vă îndemn să faceți și voi la fel, să vă faceți cuțite personalizate. Dar, bun, hai, glumă, dar vedeți, să nu uitați să protejați partea asta, să zic eu, a captorului, care undeva e aici. Asta este. Și vă dați seama că dacă prinde umiditate, o să aibă și un pic de oxidare și, mă rog. Încă o chestie. Și vă las imediat. Un 4x4 genul ăsta are două baterii, practic. Dar bateria principală e acolo, Continental, cumpărată nouă. În schimb, am izolat mai așa, țărănește, borna de plus, ca ea să nu facă niciodată atingere cu... Deci am băgat două mănuși de genul ăsta, să nu facă atingere niciodată cu masa. Masa poate să facă atingere, la nicio treabă, dar în momentul când cuplez borna, adică bateria asta, dacă plusul era pe masă, făcea un scurt circuit și era... Bun, eu o să instalez bornele și încerc să-i dau o cărge. Dar, înainte de toate astea, bun, lăsați filtrul, i-am băgat evacuarea, într-adevăr că aici, vedeți, nu i-am pus filtrul de aer, dar nu, asta e problema, nu e praf, nu e nimic, nu trage, doar îi fac o probă. În schimb, înainte de toate chestiile astea, nu uitați să verificați. Eu deja n-am vrut să vă plixesc, dar eu deja am adăugat, pentru că atunci când am schimbat turbo, vedeți, apa este aici, ok, și dacă ar lipsi un pic, mai apăsați pe asta un pic, hai, să vă arăt așa, e aici, vedeți, e aici, ok, n-are rost să mai pun câteva grame și să nu vă lăsați păcăliți de, închideți bine asta, pentru că aici e presiunea umedă. Să nu vă lăsați păcăliți de vasul de expansiune, pentru că atunci când am schimbat turbo, eu am pierdut apă. Și automat că nu-ți dai seama și când o pornești, uiți că nu ai. Și de aceea am completat ăla, am apăsat pe asta, care cred că e aproape plin, și am pus și vasul plin. Că vasul, dacă e plin, nu avem nicio treabă, că el are o rătură care îl aruncă, dar totuși își trage apă în momentul când nu are. Și chiar că îl pornesc un pic, cu toate că dacă îl pornesc acum, mai am ceva la tobă, dar vreau să-l aud pornind, să zicem. Deci mai rămâne bornele de pus, am spus, nu aveți un 4x4 și are două baterii, dar ele sunt în linie, nu sunt înseriate, deci nu e 24V. E o baterie de, mă, de rezervă, hai să spunem. Dar tot pe 12V e și alternatorul, electromotorul, toată instalația e pe 12V.
Numai că e o baterie și de-aia am blocat, vedeți? Mai țărănește așa, am blocat, să zic eu, am izolat, hai să spunem, borna plus, ca în momentul când pun plusul aici, deja e plus și acolo, hai să spunem așa. Baterie Continental, nu e altă marcă, nu fac reclamă, dar dacă mă contactează oamenii de la Continental, sunt foarte mulțumit. Are și un de-asta, un, cum spune asta, un oi de ăla de a verifica dacă, nu știu dacă se vede. E verde, adică e încărcată. E interesant asta, măcar știi. E nouă bateria, nu știu, am fost la jeepul celălalt. Am pierdut multe baterii în iarna asta pentru că le-am lăsat pe afară. Și, adică dacă lași o baterie afară câteva luni în ger, aici au fost și minus 15 grade, asta e. Bun, ce să vă zic, eu, deci aia, uleiul l-am verificat, verificat și uleiul, l-am schimbat, e verificat. Dacă i-a lipsit un pic de apă, își trage din vasul de expansiune care este plin, mă înțelegeți, dar deja cât de cât ce-a pierdut alea, dar poate că un jumătate de litru, poate mai mult, îi lipsește, dar asta se verifică în momentul când se pornește motorul. Haideți că îl pornim în direct așa. Am spus, dacă scoate un pic de zgomot, e că nu m-am băgat totuși pe la tuba de eșapament. Undeva la tuba de eșapament trebuie să dau un produs, că dacă turbo a fost dus, a scos fum, deci vă dați seama că filtrele de particule, sau cum se spune ăla, din tobă, sunt blindate de ulei, eu știu ce. Și atunci trebuie să-i pun un produs și să-i dau forjă, să-i elimine, să zic eu, toate impuritățile aia de ulei. Haideți, bă, că încet încep să vorbesc și coerent. Haideți că revin imediat și poate îi dăm o cârjă. Eu mai verific între timp, dau pe pauză asta, că nu știu să editez. N-am editor ca alții care vă pun imediat în dreapta, dați like, distribuire și să mă dau cu să rămână. Asta rămâne la aprecierea voastră. Oricum, am mulți fani, care, adică mulți, puțin dar buni, care deja sunt atrași de vlogurile mele, să spun, mai la un moment dat mai fac și pamflet, la un moment dat mai vă învăț și mecanică. Acum, în viață, după părerea mea, trebuie să fii polivalent, respectuos, agreabil, cu bun simț, cu să ai freșorul ăla, cum zic francezii, să ai fresh, să fii tu însuți. Haideți că revin imediat. Dacă nu mai fac nimic, e că n-am pornit mașina. Ok, revin imediat. Băi, băieți sau fete, ce o să fii atrași de 4x4, între, să zic eu, n-a durat nici poate 2 minute, am fost să iau cheia și între timp am legat bornele. Apropo, bornele trebuie să aveți grijă să fie bine legate. Înțelegeți? Bine, ăsta are un suport, dar eu îi fac doar o probă. Bun. Hai să zic, mai am anunțit, mai fac o recapitulare. Bun, între timp am desfăcut și ăsta, ca să-l văd că își trage. Mă înțelegeți că la un moment dat aveți tendința să uitați că el poate că lipsește. Bine, plusul ăsta, plus, nu poate mai nimic, să zic eu. Dar totuși a pierdut apă când i-a făcut furtunașele astea, dacă le vedeți voi. Deci, e un pompă de apă. Bun, nu i-am pus filtrul de aer, într-adevăr, și nici bateria secundară, să spunem. I-am izolat-o, n-am făcut scânteie, că n-are cum, am băgat două mănuși acolo. Vedeți, nu folosesc mănuși ca să lucrez, dar câteodată e bine să protejezi sau să folosești mănușile în altă chestie, deci alea. Bateria e pusă, oricum îi fac doar o probă. Vă spun sincer că când l-am adus la sfârșitul ianuarie și de atunci n-am mai fost pornit. Deci vă dați seama, hai să zicem vreo 25, 24, 23 ianuarie și suntem în 20 mai, sau 21, mă rog, cât ar veni,
3, 4, 5 luni, 6, faceți voi calculul, lăsați în comentarii și acum facem direct, într-adevăr. Vreau să-i fac pornirea în direct, deci nu e niciun trucaj. Mașina n-a mai fost pornită de 4 luni, spun. Eu mai știu cum. Opa. Man. Eu sunt emoționat ca și voi, într-adevăr. O să nu fie nimic. Cutie manuală. Bine, e blocată cu tot felul de chestii. Fulele. Apropo, ce am zis, când faceți un schimb de turbo, cu toate că i-am pus ulei, trebuie să-i dați câteva așa, în gol, ca să bage pompa de ulei. Înțelegeți ceva în genul ăsta? Înțelegeți? Deci să nu pornească totul. Și dacă pornește, opriți. Opa. Aoleu. Bateria dusă. Vă las și revin imediat, da? E gata, e bateria consumată. Sau e prea smor. Aoleu, m-am făcut naiv de râs. Dar măcar am fost sincer. Cum să n-ai bă putere să... Gata, e clar. Trebuie două baterii. Unele, bine, trebuie totuși în paralel. Bun, vă las, dar oricum. Revin cu un vlog când îl pornesc. Hai, ceau.